Oamenii legii încearcă să-i convingă pe constanțeni că recomandările chiar trebuie luate în serios pentru ca situația să nu degenereze. Polițiștii constanțeni umblă prin tot orașul și îi îndeamnă pe oamenii să stea în case, acolo unde sunt în siguranță. Cu toate acestea, nu toți par să ia în serios situația de urgență în care se află țara noastră. Nu realizează cât de periculos este virusul și cât de repede se poate transmite. Așa se face că și într-o zi ploioasă, unii constanțeni au scos chiar și copiii afară, ori au ieșit la cumpărături. Deși autoritățile le recomandă românilor să stea cât mai mult în casă și să iasă doar atunci când au o urgență, parcările hipermarketurilor sunt aproape pline. Potrivit ordonanței militare numărul 2, românilor li se recomandă să nu iasă din case de la ora 6 dimineața până la ora 22 dacă nu au o urgență, ori nu merg la locul de muncă, iar noaptea oamenilor le este interzis să iasă din locuințe.